Știi cum noul cod VAMAL al Republicii Moldova te ajută să primești trimiterile poștale internaționale mai simplu? Afli răspunsul în această ediție. Drepturi de import și scutiri. Pentru trimiterile personale cu valoare de până la 150 de euro, ești scutit de drepturi de import atâta timp cât bunurile nu au caracter comercial și sunt însoțite de declarația CN22 sau CN23. Atenție! Produsele cum ar fi alcoolul, tutunul, parfumurile și cumpărăturile online realizate regulat nu cad sub incidența acestei reglementări și vor fi taxate indiferent de valoare. Limite și obligații pentru bunuri specifice. Când primești bunuri de la o persoană fizică din afara țării, trebuie să ții cont de cantitățile care pot fi introduse fără taxe suplimentare. 40 de sigarete, 1 litru de alcool tare, 2 litri de vin, 50 ml de parfum, printre altele. Dacă depășești aceste limite, trebuie să declari bunurile și să achizi taxe suplimentare. Proceduri de declarare. În cazul în care valoarea bunurilor depășește limitele scutite, este necesar să completezi o declarație vamală standard sau cu un set de date reduse în funcție de valoarea bunului, pe care o prezinți prin sistemul informațional VAMAL Asicu The World. Noile prevederi ale codului VAMAL au fost introduse pentru a face procesul mai transparent și mai puțin împovărător pentru cetățeni. Acestea oferă claritate cu privire la bunurile care pot fi aduse în țară fără taxe și când acestea trebuie declarate. Prin aceste reglementări, Republica Moldova își propune să faciliteze comerțul internațional și să protejeze economia locală, oferind în același timp cetățenilor săi un proces mai simplu pentru gestionarea trimiterilor internaționale.